Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou vlog. Frazor, nu ne-am mai auzit și nu ne-am mai văzut de aproape 2 zile, dacă nu mă înșel, timp în care nu am postat. Și probabil vă amintiți că acum ceva timp am postat eu un vlog în care v-am spus că au început sesiunile și ieri și alaltăieri am avut două examene, de aceea nu am postat, așa ca o paranteză, la sisteme de operare și programare procedurală. Nu întrebați cum a fost, vă rog eu frumos, nu întrebați cum a fost, doar gândiți-vă la titlul materiei. Și de aceea nu am postat, chiar n-am avut timp în acele 2 zile să mă axez. Bine, nu aș spune că am stat toată ziua să învăț, Doamne feri, dar vă dați seama, am mai dat o geamă pe acolo, bam, bam, bam. În fine, aproape termin și eu mai am un singur examen, deci mai am un singur examen care este sâmbătă, deci sâmbătă o să dau la ceva bazele informaticii, dacă nu mă înșel. Este ceva ușor, la chiar n-am stres, dar vreau să termin cu el și oricum. O să postăm tot așa 4 clipuri pe zi. V-am zis, oricum v-am zis dinainte din vlogul acela de demult, să-i spunem așa, că s-ar putea să fie zile în care n-apuc să postez, uite cum a fost ieri și alaltăieri. Și, na, nici livestream n-am făcut din păcate ieri, pentru că motive, dar săptămâna aceasta vor apărea clipuri, vom face și live-uri, probabil vom face live vineri și sâmbătă, sau poate și în timpul săptămânii, dar nu vreau să vă încurc așa de mult de la școală, știi? Mai ales că unii ajung mai târziu și gen nici nu prea știu când să fac, că unii pot ajunge acasă pe la 8 seara. Și eu la 8 seara aș începe live-ul, dar unii trebuie să culce la 9, că după ziua următoare e școală. Ceva gen. În fine, frază, asta a fost un prim subiect pe care am vrut să-l discutăm, da? Deci încă puțin tel, termin și eu cu ultimul examen și o să ne punem iarăși pe treabă serioasă cu multe, multe live-uri, așa cum v-am obișnuit. Și încă un lucru foarte important, vreau să îmi dați câteva idei de vloguri. Da, ați auzit bine, vloguri, pentru că știți că eu vreau să încep, eu sunt așa mai cu capul, mă știți pe mine și vreau să încerc, cine știe, poate am talent, nu știu, să și ca vlogger, știi? Adică dacă tot sunt gamer, frate, și dacă tot mi-am luat o cameră destul de scumpă, cum este aceasta, am zis, bă, hai să-mi încerc talentul și la vlogging. Vă place? Nu. Vă place? Da, iarăși, nu. Deci, în fine, nu știu, să vedem ce o să iasă, dar vreau să-mi dați ceva idei. Nu știu, ce ați vrea să voi să vedeți în primul vlog? Pentru că am făcut, te spun și o cameră așa, am făcut acele vloguri cu, nu știu, colecția mea de cuțite, colecția mea de cutii de TikTok și vreau să-mi spuneți ce vloguri ați mai vrea să vedeți de la mine, cum să încep. Dacă vă întrebați, nu o să încep pe alt canal, deci nu o să încep pe alt canal, o să rămân tot pe acest canal, oricum principalul va fi gaming-ul, vă dați seama, dar v-am zis, odată la 3 zile merge să puneți și câte un vlog, mai ales că noi punem multe clipuri pe zi și eu zic că un vlog este binevenit. Bun, fraților, cam asta am vrut să vă spun, vă mulțumesc foarte mult pentru că încă mă susțineți, probabil, și pentru că mulți nu știau că eu am examene, dar mulți știau și aia m-a bucurat foarte mult, adică întreba cineva pe grupul Zăza Andrei Fans, întreba, pă, n-a postat Zăză 2 zile. Hai de capul meu și îi răspundeau după, salvau situația ceilalți care răspundeau, boss are examene, calmează-te și a, ok, știi, ca să știe lumea să nu credeți că a murit sau ceva. Și, nu, no, idei de vloguri în comentarii v-aș ruga foarte, foarte frumos și câteva sugestii, bineînțeles, așa de început. No, bun, cam asta vreau să vă spun, oameni buni, uitați să apăsați butonul de like. Astăzi mai apar 3 clipuri, o să vă pregătesc ceva GTA, o să vă pregătesc ceva Skywars și ceva Hunter. Da, ca să știți. Bun, eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao, bă, pa!